pustiul și rugăciunea sunt lucrurile cele mai căutate de către tinerii care pornesc în căutarea lui Hristos. De cele mai multe ori îi întâlnim în marile obști. Îi vezi cum își pleacă smerit capetele când treci pe lângă ei. Nu apuci nici să le vezi ochii, nici să-i auzi, nici să le numeri pașii. Privire deschisă, blândețe în vorbă și cumpătare în gest. Acestea sunt însușirile ce se cade să le dovedească monahul creștin, iar încruptarea, asprimea glasului și a purtării îi sunt străine. Nimic forțat, îndârjit, ori respingător în relațiile sale cu semenii. Numai față de ei înșiși, în singurătatea lor de sihaștri, se vădesc necruțători. Niciodată ceilalți. Dând ce nu avem, dobândim prin ricoșeu ceea ce cu nemaipomenită sfântare ne-am încumetat a dărui altuia. Lecția e valabilă pentru orice creștin, cleric sau mirean. Pentru monah îndeosebi. Să nu se înfricoșeze, să nu se sperie, să nu se frământe călugărul care își simte lăuntul deșert, bântuit de neîncredere, de slăbiciune, cuprins de întuneric și secetă. Să nu ia câtuși de puțin aminte la toate acestea, ispite ale desnădejdii, netrebnice și retenii ale celui rău și uscat. Să dea celor care vin la el, în chilia lui, în grădina mănăstirii, la ușa altarului, ca să afle credință, întărire, lumină și o brumă de speranță, ceea ce ei așteaptă de la el și ceea ce el prea bine știe că în clipa aceea se poate întâmpla să nu aibă, să le dea. Și, dându-le, se vor răsfrânge și asupra-i. Se va milui și el din pomana făcută altuia. Dând lumina pe care nu o ai, o vei avea și tu. Secretul vieții călugărești se arată a fi să îndrăznești a da ceea ce vremelnic se întâmplă să-ți lipsească. Iată paradoxul creștin în toată plinătatea, splendoarea și virtutea lui. Dar iată și făgăduința uluitoare. Dând ceea ce nu ai, dobândești ce ai știut să dai din golul ființei tale. Spunea monahul Nicolae Steinhardt. Poate o să vă întrebați de ce toate aceste cuvinte pe imagini care nu prezintă nicio mănăstire. Pentru că pe aceste locuri, ani de-a rândul, copacii, iarba, florile, apa, au fost martore rugăciunilor și viețuirilor de ostenitori monahi din pădurile neamțului. Căutând un loc care să vă convingă că, într-adevăr, călugării de astăzi urmează cele învățate de la Sfinții Părinți, ne-am făcut drum către o mică așezare monahală ce poartă numele Sfântului Antonie cel Mare. Am urcat cu smerenie ca pe o cale a crucii și, dintr-o dată, ne-a apărut privirilor un schit păzit de libelule care parcă voiau să ne împiedice să pătrundem în taina lui. Totul era cuprins de tăcere. Ba nu, de liniște, căci cuvântul rugător nu se aude întotdeauna, chiar dacă e rostit cu putere,
cu puterea credinței și a iubirii de Dumnezeu. Am reușit să surprindem cu obiectivul camerei câteva frânturi din tot ceea ce lasă a fi văzut și auzit acest loc închinat Sfântului Antonie cel Mare. Am înțeles de la cei doi călugări care trăiesc aici că pe la anul 1853, monahul Iona, împreună cu ucenicul său, ridică o cupolă deasupra criptei în care a fost ascunsă icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului, cel mai scump odor al mănăstirii Neamț. După sute de ani în care călugării au îndurat frig, arșiță, foame și sete, cu inima însă la Dumnezeu, preasfințitul Nicodim hotărăște în 1952 ridicarea unei biserici și a unei case. Au trecut alți ani, au trecut și primejdile, iar locul acesta avea să prindă viață, viață de obște. Bineînțeles, în 1992, când doi tineri călugări s-au retras aici. Nu s-au lăsat filmați, cu toate că ne-am fi dorit să-i vedeți și dumneavoastră. Unul era la strană, iar celălalt slujea în Sfântul Altar. De 6 ani nu au coborât din munte, de 6 ani nu și-au văzut părinții. Sunt luni întregi de altfel în care ei nu aud și nu văd niciun om. Pentru ei rugăciunea ține loc și de durere, și de lacrimă, și de cântec de dor, și de tot ceea ce omul nostru cel de toate zilele nu se poate deslipi. Erau atât de tineri și totuși știau atât de multe lucruri, încât am înțeles că ruptura de lume nu înseamnă o simplă fugă de apropierea oamenilor, ori o sălbăticire. Paradoxal pentru individul modern, inseparabil de așa zisele cuceriri ale științei și ale tehnicii, de ușurința cu care se deplasează și comunică în spațiu și în timp, cunoașterea celor doi tineri sihaștri se plasează dincolo de realitate, de cea materială, evident, și aceasta nu doar ca un refugiu, ci pentru a construi un alt fel de lume, pentru a anticipa cetatea cerească. Monahii de aici caută a-și modela în același sens și vorbirea, luând pildă tot de la Sfântul Antonie. Ne-au mărturisit la un moment dat că până și de unt de lemn au nevoie, însă nu pentru pregătirea bucatelor cele spre hrana trupului, ci pentru arderea jelfelnică a candelei. I-am întrebat atunci dacă le putem dărui ceva. Nici să nu vă gândiți, a fost răspunsul. Făină? Miere? Măcar tămâie? Nu, nu și nu. Doar când le-am făgăduit că într-o bună zi, când pașii ne vor mai îndrepta către aceste locuri, le vom aduce icoana cu Sfântul Antonie din Egipt. Privirea li s-a luminat a bucurie și încuvințare. Era singura lor mângâiere, singura alinare pe care și-o îngăduiau aspre sihăstrii. Fiindcă din viața Sfântului Antonie cel Mare au înțeles că numai prin luptă și prin rezistență se ajunge la înțelegerea unui mare adevăr. Toate marile ispite, în ciuda caracterului tragic, fatal, ori plăcut, fericit, în care încearcă diavolul să le înveșmânteze, nu sunt nimic alta decât fum și amăgire, deșertăciune a deșertăciunilor. Fără apă curentă, fără căldură, fără electricitate, fără utilitate și fără confortul strict necesar civilizației moderne, așa cum se spune îndeopște, călugării își duc zilele aici. Zilele și nopțile fără număr, fără șir, departe de oameni, pentru a fi mai aproape de Dumnezeu. De-am avea numai urechi de auzit, minte de priceput și voință de înfăptuit, viața ne-ar fi mult mai ușoară,
și poate nu a mai fi actori în roluri pe care singuri ne le inventăm și ne silim să le jucăm pe o scenă străină, de cea cu care ne-a binecuvântat cel prea înalt.